Cea mai mare acuzație de fraudă universitară din România s-a produs la Facultatea de Drept a Universității București. 45 de studenți în prima fază, unul dintre ei absolvit, nu absolvent de vină, 44 așadar au fost exmatriculați. De la bun început, vă spun că această emisiune nu este o cetate, nici măcar un zid de apărare în favoarea unei practici imorale și cu atât mai puțin ilegale, aceea de a promova examenele, fie ele online sau față în față, prin mijloace neconforme cu statutul și etica academică. Din păcate, domnul decan Răzvan Dincă, deși confirmase inițial prezența în platou în această seară, și-a retras. Acceptul la auzul veștii că va fi o dezbatere cu mai mulți participanți. Mie personal, și nu doar mie, ci multor profesori de la Facultatea de Drept, pe care nu o să-i numesc acum, nouă așadar, ne pare rău pentru această decizie a domnului decan. Pentru că prezența domniei sale în acest studio și în acest context ar fi adus clarificările necesare în acest caz. Dar așa cum mi-am comunicat și personal, platforma noastră, fie că vorbim de legal marketing, fie că vorbim de profit.ro și de legile afacerilor, îi este deschisă și așa va rămâne pentru orice agora de idei și mai ales pentru soluții. Convinși fiind că dialogul este singura cale către înțelegerea corectă a cauzelor, a fenomenului și mai ales nerepetarea lui, cel mai important aspect. O facultate, este convingerea mea, mai ales o facultate care formează caractere, cum este cea de drept, nu se poate conduce dintr-un turn, fie el și de fildeș. Pe de altă parte, pe celălalt talelar balanței, justiția Oarba a așezat un act greșit în esență, acela al unei încercări de a promova un examen altfel decât învățând. Eșecul este doar pedeapsa pentru lene, spunea Jules Renard. Bună seara, sunt Andrei Cristea, bine v-am regăsit la o ediție cu totul specială Legile Afacerilor la Profit TV. Alături de mine în această seară Alexandru Olonescu, conferențiar universitar, asistent universitar doctorant, scuze, și Irina Țuca, live prin Zoom, cred. Mulțumiri și doamnei avocat Silvia Uscov, alături de noi, cu gândul și cu fapta în această seară. Mă înclin. Pentru început, haideți să întrezărim puțin prin faldurile cortinei cum s-a născut, tehnic și faptic, această speță. Alături de noi, în direct, dintr-un alt studio, de aici, de la Profit TV, colega mea Lorena Țuican, editor Legal Marketing. Bună seara, Lorena! Bună seara, Andrei! Situația de la Facultatea de Drept Universitatea București este subiectul central al ultimelor zile în mass media și implicit în piața de legal. Totul a plecat de la o suspiciune cu privire la modul de desfășurare a unui examen online susținut pe 2 februarie. În urma unei anchete interne efectuate de conducerea Universității București, s-a constatat că 44 de studenți din anul întâi au conlucrat pe grupuri de WhatsApp în vederea obținerii examenului. Ulterior, în ședința din 25 februarie a Consiliului Facultății de Drept, au fost discutate sesizările și chiar examinate probele. Iar pe 26 februarie, membrii Consiliului și-au exprimat opțiunea cu privire la propunerea de exmatriculare a studenților în vederea fraudării. Rectorul Universității, Marian Preda, a validat propunerea înaintată de decanul facultății, Răzvan Dincă, și majoritatea Consiliului Facultății de Drept. Astfel, s-a decis exmatricularea celor 44 de studenți. Pe tapetul evenimentelor centrale din serialul De la Drept se înscriu și dezvăluirile părților implicate. Sub protecția anonimatului, una dintre studentele implicate a prezentat pentru Cluj Just, una dintre publicațiile celebre, viziunea sa despre situație. Aceasta amendează modul de raportare al cadrelor didactice la grila de examinare, care nu potențează abilitatea studenților de interpretare și analiză, ci doar capacitatea de memorare, precum și modalitatea de analiză aplicată situației folosită în cadrul ședinței decisive. Fraudarea examenului este un punct important așternut în regulamentul intern privind activitatea studenților din drept. Dacă în 2019 articolul 31 aliniatul 3 prevedea că fraudarea trebuia să fie consemnată pe loc într-un referat al examinatorului sau al comisiei de examinare, în 2020 regăsim în cadrul aceluiași articol adăugirea că referatul se poate întocmi pe loc sau de îndată ce este posibil de către examinator. Articolul 31, aliniatul 3,2 din regulamentul elaborat pe 2020 cu privire la exmatricularea pentru fraudă, prevede că sancțiunile aplicate ar trebui efectuate în funcție de gravitatea situației. Practic, avem de ales între aplicarea sancțiunii, excluderea din examen și chiar aplicarea notei 1. Dar lucrurile nu au stat deloc așa. În baza aspectelor amintite și a contextului interpretativ generat de modificările regulamentului, opinia publică a semnalat resemnare, întristare, propunere de schimbare sau chiar solidaritate. O parte dintre cei mai asumați, indiferent de partea pe care o reprezentau prin funcțiile și calitățile umane avute, și-au expus părerile despre situația curentă.
Facultățile de profil din Cluj, Iași, Sibiu, Timișoara și Craiova își exprimă solidaritatea cu privire la situația Facultății de Drept din Universitatea București. În același timp, Liga Studenților din Iași adoptă o poziție vehementă despre situația Facultății de Drept și învinovățește pe cei din conducerea acesteia de construirea unei imagini false de apărare a eticii academice, conform sursei EduPedu. Constantin Alexandru Manda, student al Facultății de Drept și ex-președinte al Asociației Elevilor din Constanța, a publicat pe pagina sa oficială mesajul transmis membrilor din Consiliul Facultății, în care menționează că în lipsa unor acțiuni clare de educare și doar prin luarea unei măsuri atât de drastice, situația nu se poate remedia. Rectorul facultății este de părere că fraudarea examenelor poate avea o singură sancțiune, aceea de exmatriculare, conform comunicatului emis de acesta și publicat pe edupedu.ro. În egală măsură, această premieră în istoria universității poate aduce efecte importante în mediul academic. Vorbim despre schimbarea modalităților de examinare și asistare a cadrelor didactice. Poate chiar contura modul de implicare al studenților în definirea unui cadru clar, reglementat de predare și învățare, în beneficiul tuturor, căci reușita studenților este și va rămâne și reușita profesorilor. Mulțumesc mult colegei mele Lorena Țuican, editor Legal Marketing, pentru această punere în expozeu a ceea ce s-a întâmplat. Alături de mine așadar Alexandru Olănescu și alături de noi, printr-un sistem de videoconferință, domnișoara Irina Țuca, absolventă de Cambridge University. Bună seara, domnișoara Țuca, mulțumesc mult pentru prezența la Legile Afacerilor. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. O să încep cu dumneavoastră și o să spun că am citit probabil cel mai bun articol venit dintr-o terță parte, să spun, în acest subiect, pe care l-ați publicat tot pe EduPedu, o sursă demnă de încredere pe care a citat-o și colega mea. Nu o să citesc din acest articol, dar o să vă las pe dumneavoastră să spuneți ce ați depistat în ceea ce privește diferențele dintre studenți, dar și între profesori, între Facultatea de Drept a Universității București, una dintre cele mai prestigioase locații unde se predă și se învață și se formează caractere în drept din lume, University of Cambridge? O să le iau pe rând. În primul rând, la nivel de studenți, principala diferență pe care am observat-o este că un student la Cambridge, în general, este mult mai puțin tentat să copieze. Și acest lucru se datorează, cred eu, pe de-o parte unui cod etic foarte autentic și sincer pe care îl are studentul de la Cambridge, dar pe de altă parte și datorită faptului că studentul de la Cambridge știe că nu are de ce să copieze la examen. Știe că examenul de la Cambridge îi va testa niște cunoștințe care nu țin de manual sau de notițele de la curs, ci țin de cum gândește el. Și atunci, având în vedere că este testat într-un mediu care nu este atât de mult interesat de cât știe elevul la nivel de informație pură, ci mai degrabă vrea să vadă cum gândește elevul, studentul nu mai este atât de tentat să copieze. La nivel de profesori, cred că principala diferență între profesorii de la Cambridge și profesorii de la Universitatea București, deși țin să menționez că eu nu am experiență personală cu cadrul didactic al Universității București, intuiesc că principala diferență este că profesorii de la Cambridge insuflă studentului un respect aparte. Iau foarte în serios meseria de profesor și fac studentul să creadă că a nu copia de la examen este o formă de respect pentru profesorul care îți predă. Este felul tău de a-i spune profesorului: pe mine mă interesează materia pe care mi-o predai, așa că este datoria mea să nu trișez și să-ți dovedesc că interesul meu este unul sincer. Domnișoara Țuca, aș vrea să rămâneți alături de noi și să interveniți în această discuție, pentru că este o discuție vie. Asta am încercat să produc în această emisiune și vocea noastră contează. Plus că îmi doresc foarte mult și cred din tot sufletul că în acest moment un părinte, respectiv domnul avocat Florentin Țuca, este foarte mândru de dumneavoastră și are toate motivele să fie. Mulțumesc, sigur. Ok. Domnule Alexandru Olănescu, veniți pe un culoar unde nu e foarte multă lume, nu aleargă foarte multă lume alături de dumneavoastră și haideți să o spunem de la început.
Iar această emisiune nu vrea decât să arate cumva de sus aceste culoare și să vedem cine aleargă pe ele. Pentru că scopul final trebuie să fie dreptatea. Scopul final trebuie să fie ca aceste caractere pe care Facultatea de Drept a Universității București le formează înainte de a forma profesioniști, să fie niște caractere veritabile. În niciun caz nu o să găsim nici scuză, dar nici acuză pentru ceea ce au făcut acești studenți. Înțeleg că justiția își va spune cuvântul, așa este normal, așa este normal într-un stat de drept, acești studenți, dacă se simt nedreptățiți, să meargă în justiție și acolo să-și dovedească nevinovăția. Ați venit însoțit, ca să zic așa, de niște însemnări și de niște regulamente. Mi-ar face mare plăcere să vă aud punctul de vedere. Vă spun însă de la început că acest punct de vedere este extrem de apreciat, nu doar între studenți, ci și între o parte din profesori. Așa că o să vă las să le spuneți cu rugămintea de a nu deveni în niciun caz aspru sau de a avea asperități. Ca să nu fiu eu nevoit să încerc să egalizez aceste asperități. Tocmai din respectul pe care vi-l port. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cristea, pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o în această seară de a-mi expune punctul de vedere în legătură cu execuția celor 45 de studenți de la drept, de la Facultatea de Stat. Ați avut o asperitate în cuvântul execuția, dar ok. Sigur. E doar, să zicem că e doar un cartonaș galben. Vă rog. Mă aștept și la un cartonaș roșu. Nu. Cartonașe roșii nu dăm. Din contră, am fi vrut să populăm acest teren al dezbaterilor cu mai multe nume și în principal cu domnul decan Răzvan Dincă, dar eu nu cred că e timpul trecut. Eu cred că domnul Dincă va înțelege că dezbatere înseamnă pluralism și de idei și de persoane și va veni în această emisiune, așa cum a și promis inițial. Domnule Cristea, îmi exprim profundul regret pentru faptul că domnul profesor Răzvan Dincă, decan al Facultății de Drept a Universității București, nu a avut curajul de a fi astăzi prezent în această dezbatere și pentru a mă combate cu argumente dacă avea dreptate. Eu consider că, având în vedere situația în care se află învățământul românesc în ziua de astăzi, această măsură pe care Facultatea de Drept a Universității București a adoptat-o este mult prea dură, este inechitabilă și este imorală. Și îmi asum lucrurile acestea, eu vorbesc în nume personal și am în spatele meu regulamentul facultății care prevede și alte sancțiuni pentru această presupusă fraudă pe care domnul decan a exprimat-o în spațiul public și prin care a indus în eroare opinia publică, în conformitate cu care singura sancțiune ar fi fost exmatricularea. Nu este adevărat, eu am aici regulamentul Facultății de Drept a Universității București aprobat de Senat în anul 2020, respectiv pe 21.10.2020, în care, bineînțeles, pe lângă sancțiunea exmatriculării, se prevăd și alte sancțiuni. Problema, până când să ajungem la această dezbatere, trebuie să vedem care au fost consecințele și care a fost situația premiză care a generat această situație. Să nu uităm că de un an de zile învățământul românesc se confruntă cu o situație cu care nu a mai fost confruntat, fără precedent, și anume mutarea învățământului din sala de clasă în sistemul online. Noi nu ne putem confrunta cu Marea Britanie, cu Statele Unite ale Americii sau cu Australia, în care acest tip de învățământ este un învățământ obligatoriu. Dar a trebuit să ne adaptăm și tocmai
În această situație, având în vedere și toate consecințele care, și toate provocările care, inclusiv din perspectiva profesorilor, nu mai spunem de studenți, Domnule, scuze, vă întrerup, numai o secundă vă întrerup, vă rog. Pentru că ați pronunțat Marea Britanie și e foarte bine, tocmai vreau să-i dau... Da, domnule Crisa, dar noi nu ne putem compara cu Marea Britanie. Nu, haide să aflăm. Nu, dar nu vreau să ne comparăm cu nimeni, nici măcar facultățile de drept între ele. Dar vrem din perspectiva evaluării să ne comparăm cu această instituție. Nu știu dacă vrem, realist vorbind, păi nu o facem. Vor cei care i-au exmatriculat în mod abuziv pe cei 45-44 de studenți, vor să se compare cu facultățile de drept din Marea Britanie. Haideți să aflăm de la domnișoara Irina Țuca care este în acest moment situația învățământului. Înțeleg că în momentul ăsta sunteți masterand la London School of Economics, dar întrebarea mea este cum se desfășoară în acest moment procesul de învățământ în Londra? Eu am terminat masteratul la London School of Economics acum 2 ani. Momentan studiez un alt curs la Londra pentru intrarea în barou, dar se poate, sunt comparabile. Este tot partea educației formale în Marea Britanie. Totul se desfășoară online. Cursurile le am online, seminarele sunt online, temele le trimit online, deci totul a migrat în spațiul virtual, inclusiv examenele. Chiar săptămâna trecută am avut 2 examene online. Bun. Mintea dumneavoastră de student și apoi masterat și final, până în finalul masterului la London School of Economics, mintea dumneavoastră în această minte, în acest creier de student și apoi masterat, a beculit vreo secundă cuvântul copiere? V-ați gândit măcar teoretic că ați putea să faceți așa ceva? Nu. Vă spun cu toată sinceritatea, nu. Am înțeles. Și nici nu cunosc pe nimeni altcineva. Asta era următoarea întrebare. Ok, vă rog, scuze. Nu cunosc pe nimeni. Nu cunosc pe nimeni care să se fi gândit măcar la posibilitatea cu fraude. Bun, și atunci, haideți să facem o distinție între mentalități. Pentru că, dincolo de cum se desfășoară procesul de drept, dincolo de câți studenți sunt într-o clasă, dincolo de profesori, deși profesorii creează mentalități, care este diferența fundamentală de mentalitate între acolo și aici, domnișoara Țuca? Cred că acolo se pune mai mult accentul pe cinste, pe o datorie pe care o ai față de tine, în primul rând, ca student. Pe un sentiment de obligație pe care îl ai să nu trișezi. Cred că în Marea Britanie, cel puțin de câte am văzut eu, accentul cade pe felul în care te privești tu pe tine însuți ca student. Ce datorie ai față de tine? Și principala datorie pe care o ai față de tine în facultate este să fii cât de competent poți tu. Și asta înseamnă să nu trișezi. Să te gândești că în momentul în care termini facultatea sau masteratul sau orice alt curs, tu ești competent pe felia pe care ai studiat-o. Și cred că acest sentiment al datoriei este foarte pregnant în mentalitatea din Marea Britanie. Oamenii vor sincer să iasă buni profesioniști din facultate. Să înțeleg că vă pregătiți de examenul pentru accederea în baroul londonez. Asta v-ați dorit întotdeauna, să fiți avocat în Magic Circle sau în City Financial măcar? Nu chiar în Magic Circle. Aș vrea să fiu avocat în Marea Britanie, dar nu cred că sunt pregătită pentru a lucra în corporațiile din Magic Circle. Am înțeles. Revin la dumneavoastră. Din păcate sau din fericire. Din păcate sau din fericire pentru Magic Circle. Nu știu dacă îmi pot oferi atâta credit, dar... Okay, revin la dumneavoastră. Rămâneți alături de noi, vă rog. Domnule Lănescu, înainte să domnule vă întreb... Domnule Cristea, în haideți, primul rând, haideți. În Marea Britanie, profesorii îți acordă un exemplu pozitiv spre o deosebire de sistemul nostru de drept. Ce doresc eu să... Nu vreau să generalizăm, în primul rând. Nu vreau să generalizăm. Absolut, nu generalizez în niciun fel. Noi vorbim despre 45 de studenți care, în mod nedrept, au fost exmatriculați. 45 de studenți cărora viitorul le-a fost cumva pecetluit
Și vreau să mă adresez celor care au făcut acest lucru. Sunteți părinți și vreau să vă puneți în rolul și în situația celor părinților care au acești 45 de studenți care sunt astăzi defilați pe toate posturile de televiziune și care au fost așa un premiu și un tribut al unor oameni care au vrut să-și facă publicitate și au vrut să își consolideze o imagine pe spatele unor studenți. Condamn ferm orice jignire asupra studenților, orice abuz asupra lor și aș vrea să vorbim despre acest caz, pentru că într-adevăr colega noastră vorbește despre un caz ideal, dar noi aici vorbim despre un abuz, domnule Cristea. Vorbim deocamdată despre o situație, domnule Olănescu. Vorbim despre o situație abuzivă. Regretabilă, într-adevăr, regretabilă și prin amploare, pentru că una era să fie, nu știu, câțiva studenți. Aici înțeleg că este un, hai să nu spunem un modus operandi sau un modus vivendi, dar înțeleg că sunt 45, iar din comunicatele oficiale, repet, eu citez și comunicatele oficiale, înțeleg că nu este prima lor încercare sau reușită. Ce fel de comunicate oficiale, domnule Cristea? Vorbim ce fel de comunicate oficiale? Vorbim de comunicatele emise de Facultatea de Drept, evident, în care se spune că nu este prima lor încercare sau chiar abatere. Să nu uităm. Nu știu ce stă în spatele acestor comunicate, domnule Olănescu. S-ar putea să se demonstreze că sunt eronate. Să nu uităm că Facultatea de Drept, inclusiv decanul acestei facultăți, a Universității București, a oferit un interviu public unei este dreptul dumnealui. Edituri, corect, este dreptul dumnealui, unei edituri de casă cu întrebări uneori prestabilite, de aceea nici nu se află astăzi într-o dezbatere cu mine. Nici acest lucru nu pot să vă las să-l spuneți. Și cu atât mai puțin editură de casă, nu vom face aici niciun fel procese de conștiință. Sigur, îl spun eu. Îl spun eu și mi-asum toate consecințele. Nu știu dacă e bine să-l spuneți dumneavoastră. Dar îl spun eu, nu este nicio problemă. Dar înainte ca acești studenți să fie exmatriculați prin decizia rectorului... Aici e de fapt problema. Haideți să discutăm pe problemă. Vă spun, înainte ca acești studenți să fie exmatriculați, decanul Facultății de Drept a apărut public și a afirmat că aceștia ar fi fraudat un examen. Un examen la teoria generală a dreptului. Așa este. Domnule Cristea, fără a-mi aroga vreun fel de titulatură, predau la seminar teoria generală a dreptului de 3 ani de zile. Sunt un nimeni în comparație cu domnul decan. Tocmai de aceea nu înțeleg de ce nu a venit astăzi în emisiune. Dar este foarte important de precizat că această decizie de exmatriculare a studenților de propunere și ulterior de exmatriculare implică foarte multe elemente. Și haideți să pornim de la elementul primordial și anume de la situația premiză. Să nu uităm că de un an de zile în România activitățile paradigma, din sala... Paradigma s-a schimbat, evident. Paradigma învățământului superior și al întregului sistem de educație, așa șubret cum era el, s-a schimbat și mai rău. Sigur că da. Ne-am mutat din sala de clasă în online. În hibrid, în online. Nu i-a întrebat nimeni pe studenți dacă au posibilitățile de a-și achiziționa niște cursuri care uneori sunt supraevaluate de anumite edituri juridice. Nu i-a întrebat nimeni pe studenți dacă își permit să aibă acces la un laptop, la o tabletă.
Da. Nu ne interesează lucrul acesta. Dar studenții au organizații studențești. Care au organizații, voci. Domnule Cristea, au organizații, dar nu au aceeași putere cum o au decidenții facultăților. Nu au aceste organizații. Ei nu pot să vină astăzi alături de mine într-o dezbatere la emisiunea Legile Afacerilor sau la alte emisiuni. Nu-și permit lucrul acesta. Nu știu. Mai mult decât atât. Cred că își permit. Sunt foarte mulți studenți și niciodată nu ne-am pus această problemă, care de-abia pot să își achite taxele cantina de școlarizare zilnică. Ok. Înțeleg că au crescut taxele de școlarizare. Asta au crescut poate, taxele de școlarizare, domnule Cristea, au crescut atât taxele de școlarizare, dar pe lângă aceste taxe, foarte mulți studenți nu își permit să își achite meniul de la cantină. Aceasta este diferența dintre noi și Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii. Despre ce vorbim aici? Domnule Onescu, meniul de la cantină, cu tot respectul pentru noastră, care este sincer și onest, n-are legătură cu speța pe care o discutăm. Da. Știți ce are legătură cu speța asta? Hai să discutăm și poate asta chiar să vă ridice cumva mingea la fileu. Dacă există un precedent de studenți demonstrat care au fraudat un examen și dacă sancțiunea în cazul acestor studenți a fost alta. Bineînțeles că există. Din ce am primit, pentru că emisiunea dumneavoastră a suscitat foarte mare interes din partea studenților Facultății de Drept al Universității de Stat, în vara anului trecut au existat studenți care au fost prinși fraudând acest examen și li s-au aplicat alte sancțiuni decât cele privind exmatricularea. Tot online sau era examen? Era tot online. Tot online. Okay. Era vara tot online trecut. Pentru că am și interes. Noi, la facultatea unde sunt asistent, din februarie 2020, toate activitățile se desfășoară online. Și vin aici să vă menționez, pentru că în spațiul public au fost menționate niște neadevăruri, în conformitate cu care singura soluție pe care decidenții Facultății de Drept al Universității București o aveau era de excludere. Total neadevărat. Și am aici, de pe site-ul Universității București, Facultatea de Drept, regulamentul privind activitatea profesională a studenților, aprobată de Senat în data de 21.10.2020. Bineînțeles, domnule Cristea, sancțiunea principală este cea a exmatriculării. Dar la articolul 31, alineatul 3, indice 3, și vă rog să-mi permiteți să citez. Vă rog. Regulamentul Facultății de Drept spune următorul aspect. În cazul în care decide să nu înainteze rectorului propunerea de exmatriculare, Consiliul Facultății poate decide aplicarea unor sancțiuni dintre cele prevăzute la articolul 43, literele A, C, 2. Mergem la articolul 43, literele A, C, 2 și îmi confirmă ceea ce mi-au spus studenții, că există un precedent în acest sens. Articolul 43, cu denumirea marginală sancțiuni. Se prevede, printre aceste sancțiuni, punctul A, avertisment. După aceea, suspendarea pe o durată determinată a acordării bursei. Punctul C, suspendarea dreptului de a locui în cămin. Punctul C1, suspendarea dreptului de a susține examenul în aceeași sesiune sau la una dintre mai multe sesiuni. Suspendarea poate să fie extinsă pentru mai multe sesiuni consecutive. Și punctul C2,
întreruperea forțată a studiilor pentru o perioadă de la 1 sau la 3 ani. Vedeți, domnule Cristea, de ce domnul decan nu a dorit astăzi să participe alături de mine la aceeași dezbatere? Eu vă întreb altceva. De ce? Pentru că eu pe regulamentul facultății de drept am dreptate, și anume că această măsură într-adevăr a fost cea mai restrictivă și o măsură inechitabilă în raport de situația în care se află studenții români în prezent. Bun. Dar nu era singura soluție. De acord. Eu vă prezint acum. Haideți să facem un exercițiu. Regulamentul facultății de drept. Lăsați-l un pic jos și uitați-vă în ochii mei și hai să facem un exercițiu de imaginație. Dumneavoastră sunteți domnul Răzvan Dincă. Îmi fac un exercițiu de imaginație. Păi nu, sigur. Nu. Dumneavoastră sunteți domnul Răzvan Dincă, decanul facultății de drept al Universității București. Sigur. De ce ați vrea, domnule decan, aflat și la primul mandat, prim mandat ghinionist, pentru că, uite, a venit pandemia și după trei mandate în care domnul fost decan Flavius Baias a fost o voce de o atitudine și de o coloană vertebrală extraordinară, veniți dumneavoastră și preluați acest mandat, aveți ghinionul unei pandemii care dă totul peste cap. Mințile studenților, sistemul de învățământ și așa mai departe. Deci asta este domnul decan. De ce ați vrea să exmatriculați 45 de studenți din anul întâi? Eu personal nu cred că ați vrea. Și cred că ați încercat să faceți tot ce stă în puterea dumneavoastră, da? Ca să nu se întâmple lucrul ăsta. Și dați-mi voie să prezum buna credință și pasiunea academică și dragostea pentru studenții a domnului decan Răzvan Dincă. După toată, vin, nu vin în emisiune, da? Trecem peste. Dați-mi voie să o prezum și să vă aduc în fața noastră spunându-vă că mi-e foarte greu să cred, mie personal, dar pot să mă înșel evident, că un decan își dorește așa ceva. Vă răspund. Dacă? Vă rog. Pentru a le pune pumnul în gură studenților. Păi de ce ar face asta? Pentru că tocmai mi-a spus că n-au putere. M-au contestat în virtutea faptului că le-am mărit taxele în pandemie. Acesta este motivul. Poate fi. Ok. Poate fi. Poate fi. Ne întrebăm, care este motivul pentru care s-a dorit această expunere de forță, această defilare a studenților cu lipsirea oricărei prezumții de nevinovăție? Domnule Cristea, studenții aceștia au fost prezumați vinovați și inclusiv pe mediile de socializare au fost comentați în cele mai urâte moduri de unii dintre colegi pe care, chiar avocați pe care îi cunosc și care au un parcurs profesional mediocru, care de-abia au reușit să își obțină examenul de definitivat, iar astăzi se erijează prin blogurile pe care, pseudo-blogurile pe care le au în mari formatori de opinie. Bun, am Aceasta înțeles. Este am înțeles. Situația actuală. Dar vreau să vorbim despre un anumit aspect. Care a fost proba care a condus la exmatricularea acestor studenți? Țineți-vă ideea că e importantă. Asta e într-adevăr o idee importantă. Țin ideea și vreau să mi-o expun. Și, pentru că și vă las să vă expuneți. Tocmai de aceea e importantă. Apreciez că această exmatriculare este nelegală și abuzivă. Ok. Vreau neapărat să-mi spuneți care este această probă și de ce o vedeți ca fiind, sigur, să spunem, nevalabilă. Merg la domnișoara Irina Țuca. V-am văzut zâmbind mai devreme. Păi, bineînțeles. Cât de ciudată vi se pare situația asta și lumea asta cu atâtea umbre și cu tot ce auziți din Facultatea de Drept a Universității București, domnișoara Țuca? La ce vă referiți prin umbre? Nu știu, umbre în sensul că, uite, avem o situație total nedorită și despre care înțeleg că nici măcar nu visează cineva la Cambridge sau la London School. 45 de studenți în anul întâi exmatriculați. Țin să menționez că eu sunt de acord cu colegul meu de dezbatere în ceea ce privește problema taxelor și a condițiilor foarte diferite în pandemie.
Și eu, ca actuală studentă, mi-e foarte greu să gestionez uneori mediul online, care vine cu niște provocări specifice lui. Și, într-adevăr, lumea în care trăim, cred că necesită o reconceptualizare a sistemului de învățământ și a felului în care organizăm examenele. De multe ori, date fiind toate aceste necunoscute pe care le avem în vremurile în care trăim, într-adevăr, o abordare nuanțată cred că este necesară în contextul dat. În orice alt context, poate că exmatricularea unor studenți care au copiat ar fi o problemă mult mai clară și mai ușor de gestionat. Dar având în vedere că trăim într-o lume în care nimic nu mai e ușor de gestionat, exmatricularea unor studenți la cea mai prestigioasă facultate de drept din România este cu atât mai neclară și necesită cu atât mai multe nuanțe. Cum se vede de la dumneavoastră, ce credeți că vă va rezerva viitorul în avocatura de nivel înalt? Am înțeles, excludeți deocamdată Magic Circle. Ce vă rezervă viitorul? Cum vedeți finalul, dacă vedeți finalul acestei pandemii și dacă credeți că regulile și paradigma jocului vor fi indestructibil schimbate din acest moment încolo? Mi-e teamă că răspunsul este da, vor fi indestructibil schimbate de acum încolo. Eu sper să nu fie așa. Eu mă lupt foarte tare împotriva schimbărilor care vin. Mi-aș dori foarte mult să profesez într-o lume a avocaturii așa cum era pe vremea părinților mei. Din păcate însă nu cred că va mai fi posibil și observ un trend spre o digitalizare completă, chiar și a avocaturii în Marea Britanie. Se merge foarte mult spre acest sistem juridic online, spre robotizarea întregului sistem de avocatură din Marea Britanie. Nu-mi doresc să profesez în acest sistem, dar pentru că îmi doresc să fiu avocat, cred că va trebui să fac anumite compromisuri. Păi și ce veți face dumneavoastră, un avocat cu atitudine și cu zâmbet și cu prezență, în condițiile în care lumea în care veți profesa va fi generată de niște biți? Voi încerca să fiu excepția de la regulă, în primul rând. Și va trebui să decid dacă avocatura este o dragoste mai mare pentru mine decât este, n-ai zice chiar ura, dar lipsa aprobării pentru sistemul în care mi-e teamă că va trebui să profesez. Va fi o alegere grea, dar sper că voi fi suficient de înțeleaptă la momentul la care voi fi nevoită să decid. Vă bate așa un gând, măcar fugar, să vă întoarceți vreodată în România și să profesați avocatura aici? Nu prea. Sunteți, cum spune un mare avocat român, indecent de sinceră, domnișoara Tuca. Pledeți vinovată pentru această sinceritate și mi-e teamă că altă sentință nu prea pot. Nu voi face recurs. Vă las să pledați vinovată. Mă întorc la domnul Alexandru Olănescu. Domnule Olănescu, proba în viziunea dumneavoastră. Colega mea are perfect dreptate să nu se întoarcă într-un asemenea sistem. Și vă spun și de ce. Pentru că revenind la cazul celor 44 de studenți sau 45, mă rog, câți ori fi ei, care au fost expuși așa în piața publică, cât de mare este corupția în sistemul din România și bine că prin acești studenți am rezolvat problema plagiatelor unor cadre didactice, unor oameni cu funcții importante în politica românească. Bine că prin exmatricularea acestor studenți am rezolvat această problemă. Dar eu vin și vă menționez că din punctul meu de vedere consider nelegală această și abuzivă, bineînțeles, această exmatriculare din perspectiva probei. Cum a fost obținută această probă, domnule Cristea? Cum a fost obținută proba? Vă rog să-mi spuneți. Vă spun eu și mai ales prin... Eu știu, iarăși, niște comunicate... Sutele de mesaje pe care le-am primit de la studenți. Comunicatele facultății de drept vor forma probabil o dezbatere ulterioară, oricum nu sunt relevante în această speță. Proba, regina probelor,
în acest dosar a constat în niște convorbiri purtate pe un grup privat de WhatsApp între niște studenți, în niște capturi foto, care i-au fost remise domnului decan Răzvan Dincă. O probă, domnule Cristea, obținută prin turnătorie, printr-o metodă care aparține unei ere de mult apuse, și anume era stalinistă. Și mi-asum ceea ce spun. Nu, că ce spuneți acum nu e grav. E cumva vreau normal. Și l-aș fi întrebat... Trebuiau să se aștepte acei studenți, scuzați-mă că vă spun. L-aș fi întrebat pe domnul Dincă ce avantaje le-au fost promise studenților care au nu cred că realizat putem, nu, această turnătorie. Nu cred că putem să facem această nici măcar insinuare. Dar îl întreb, de ce nu a fost aici nu alături de mine? Aici? De ce a fost frică și nici nu să fie în această emisiune alături de mine? Domnule Lănescu, e o insinuare pe care nu o să o tolerez, repet, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Mi-o asum eu, domnule Cristea. Păi da, dar mi-o nu asum. Vă puteți asuma atât timp cât nu aveți nicio probă că s-a întâmplat lucrul ăsta. Ba, am probă. Proba a fost, inclusiv domnul profesor Dincă, într-un interviu realizat, a menționat că aceste probe i-au fost transmise de către niște studenți și că au observat niște convorbiri private da, dar nu pe un grup de WhatsApp. Acești studenți sau că ea domnule Cristea, noi aici vorbim de legalitate. Vorbim despre o convorbire privată. Au avut, sunt ei organe de cercetare penală? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Și atunci nu trebuia să aibă acordul respectivelor persoane? Cum au putut ei să realizeze o coordonare a ID-urilor de pe respectivul grup de WhatsApp cu persoana studentului respectiv? Au realizat o expertiză? Este o întrebare corectă asta. Pentru asta pentru acest gen de discurs îl pot susține acest gen de discurs. Este o întrebare pertinentă și corectă. Probabil, nu cred că au făcut asta, dar e părerea mea personală. Bineînțeles că n-au făcut. Probabil, dar cu siguranță aceste lucruri, în momentul în care se va ajunge în fața unei instanțe de judecată alta decât cea pe care ați descris-o într-o postare altminte foarte interesantă și metaforică așa, ca un fel de execuție într-o instanță cu adevărat de judecată, probabil că aceste lucruri vor trebui și nu probabil, aceste lucruri vor trebui demonstrate. Ceea ce înțeleg că va fi foarte greu din spusele noastre. Case closed. Absolut. Mai ales că studenții aceia au fost chestionați din ceea ce mi-au spus în comisiile respective, într-o comisie inchizitorială privitor și la alte aspecte care excedeau presupusei fraude. Eu nu vin aici, mai ales în calitate de seminarist. Eu vorbesc aici în calitate de avocat și în calitate de cetățean. Pentru că atunci când vorbim de bani publici și să nu uităm că Facultatea de Drept a Universității București are și o asemenea subvenționare, când vorbim despre banii studenților pe care îi achită din taxe, nu ne putem bate joc de ei. Iar voi fi cel mai tare critic a oricărei persoane care va încerca acest lucru. Hai să vă dau un citat. Hai să vă dau un citat și pe care vă rog să-l comentați. Pandemia se adaugă altor schimbări majore pe care le-au traversat învățământul și societatea în general în ultimele decenii. Unele dintre ele, precum scăderea dramatică a calității educației la toate nivelurile, au generat efecte negative și în învățământul superior, afectat de masificare, de procesul Bologna, de apariția fabricilor de diplome unor false, de subfinanțarea universităților performante, de lipsa de finanțare a cercetării și de multe altele. Primul pas în rezolvarea oricărei probleme este recunoașterea ei. Trebuie să recunoaștem cu toții că astfel de situații sunt simptome pentru problemele mai profunde ale învățământului universitar, probleme originare atât la noi, profesori și studenți. Dar schimbarea trebuie să înceapă cu noi, profesorii.
Știți din cine este acest citat? Corect. Schimbarea trebuie să înceapă cu noi profesorii. Foarte corect. De aceea am și... Atunci haideți... Marian Preda, rectorul Universității București. Mi se pare un punct de vedere extraordinar. Total de acord, domnule Cristea. Atunci haideți să începem cu noi profesorii. Haideți corect. Să vedem câți profesori au plagiat în tezele de doctorat. Câți au plagiat în cursurile pe care studenții sunt obligați la niște prețuri exorbitante să le achiziționeze. Pentru că așa rezolvăm problema. Trebuie să o rezolvăm de la cap în jos. Nu invers. Nu să stăm să ne construim o imagine de etică profesională pe spatele unor studenți de anul întâi care, într-adevăr, și dacă au greșit, pentru că eu nu vin aici să confirm și să susțin o fraudă. Clar, dar conform regulamentului Facultății de Drept a Universității București existau și alte metode. Ceea Bun. Ce, în spațiul public, în mod greșit și fals, a fost menționat că singura soluție era exmatricularea. Nu a fost exmatricularea, puteau să se realizeze și alte sancțiuni conform regulamentului facultății din 2020 aprobat de Senatul acestei universități din 21-10-2020. Vreau să închei emisiunea cu dumneavoastră. De aceea o să am o pasă scurtă către domnișoara Irina Tuca și mă întorc la dumneavoastră pentru Dar mai am foarte emisiune. Multe lucruri de spus legate de abuzurile care se petrec la această universitate. De exemplu, eu cred că ați tras o concluzie. Eu cred că ați tras o concluzie bună și lăsați-mă să o reformulez prin ochii jurnalistului. Ați depistat faptul că există un vârf văzut al acestui iceberg. Bine și care înțeles. Este această fraudă, slash, cum vreți să-i spuneți, exmatriculare până la urma 45 de studenți, dar ceea ce nu se vede sub nivelul apei este ceea ce domnul rector Marian Preda a spus foarte bine. Schimbarea trebuie să înceapă cu noi profesorii. Deci ceea ce discutăm noi acum este o cancrenă sistemică. Nu putem să o tratăm chiar dacă tăiem cu bisturiul într-un fel sau altul această exmatriculare. Mă întorc pentru finalul emisiunii Sigur. La dumneavoastră. Domnișoara Irina Tuca, haideți să vorbim puțin despre profesorii dumneavoastră de la Cambridge. Da. Ce ați simțit în momentul în care, în momentul în care îi ascultați? Ce simțiți în momentul în care vă duceți la examene? Ce simțiți în momentul în care luați un calificativ, că nu e notă, un calificativ bun la un astfel de om? Am simțit foarte mult respect. Este principalul sentiment pe care l-am față de profesorii mei. Foarte multă stimă și foarte mult respect. Mi-au demonstrat-o în nenumărate rânduri. Vă pot da un exemplu. Am avut un profesor care, înainte de examene, ne spunea tuturor studenților să-i trimitem pe e-mail toate întrebările pe care le avem, toate neclaritățile pe care le avem la curs, ca să ne răspundă individual și să clarifice pentru fiecare dintre noi întrebările pe care le avem, să fim foarte, foarte pregătiți pentru examen. Pentru mine, acest gest reflectă un mare respect pe care profesorul are față de student. Mi-a demonstrat că profesorul meu vrea sincer ca eu să fac bine la examen. Se interesează de succesul meu. Se interesează de prestația mea academică. Și răspunsul din partea unui student, când este confruntat cu un asemenea comportament din partea unui profesor, este respectul reciproc. Și am simțit o datorie aparte să iau o notă cât mai mare la examen, nu doar pentru mine, cât și pentru profesorul care s-a străduit să mă învețe. Eu cred că cel mai mare succes al unui profesor este succesul dumneavoastră. Și profesorii de la Cambridge ar fi de acord cu dumneavoastră. Cel puțin din comportamentul lor a reieșit că și ei văd lucrurile la fel. Vă mulțumesc mult pentru prezența la Legile Afacerilor și vă doresc succes în tot ce faceți și haideți să ținem cu dinții să nu mergem către o lume digitalizată. Vă sunt cumva partener în această... Dar sper să fie mai mult decât o dorință. Sper să fie chiar și o reușită și încet, încet să ne întoarcem la lumea reală. Și eu sper și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost o plăcere. Mulțumesc, domnișoara Tuca. Domnule Olănescu, bun, finalul emisiunii. E cangrenă. Este un cancer Sigur. Extins la nivelul
nu doar a acestei facultăți. Este un cancer extins la nivelul învățământului superior românesc. Haideți să spunem doar că învățământul superior românesc nu se află în niciun clasament care contează. Acest copil extraordinar, eu spun, știți cum spun părinții copilor după ce se culcă, ca să n-audă. Irina Țuca a ieșit în acest moment, probabil că nu ne mai aude. Acest copil extraordinar, școlit în elita dreptului mondial la Cambridge, gândește așa cum ați auzit. Gândește pentru că tot sistemul gândește pentru ea, este rezultatul acestui sistem. La noi e schimbat atât de, a trebuit schimbat atât de mult încât mi-e și greu să vă spun de unde ar trebui să începem și nici dumneavoastră nu știți, nici măcar nu bănuim de unde ar trebui să începem. Domnule Cristea, cuvântul de final vă aparține și vă rog să fie cu tot patosul pe care îl doriți dumneavoastră. Eu vorbesc în numele studenților care învață în facultățile de drept și nu numai în România. Cu siguranță, în afară, avem parte de un alt tratament, dar foarte puțini suntem privilegiați de a avea un acest tratament. Pentru mine, stimați studenți, ultima perioadă a fost extrem de grea. Dar în această seară este vorba despre libertatea cuvântului, despre tăria de caracter de a-ți asuma anumite lucruri în care crezi. Nu doresc decât să vă spun că fiecare dintre noi, indiferent de poziția pe care o ocupăm la un moment dat, suntem vremelnici pe un scaun. Iar istoria ne va judeca pe fiecare după lucrurile pe care le vom lăsa în urmă. Domnule Alexandru Lănescu, vă mulțumesc pentru vă curaj, mulțumesc eu. Pentru atitudine, pentru ce ați spus. Aș vrea să mulțumesc colegilor mei de la Profit TV pentru această oră, în loc de jumătate de oră de emisie. Aș vrea să-i mulțumesc încă o dată domnului avocat Silvia Uscov și să știe că poate conta pe noi așa cum și noi am contat pe ea în aceste zile. Eu sunt Andrei Cristea, aceasta a fost Legile Afacerilor, ediție specială. Ne revedem joia viitoare, seri faine!